Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Lumea a început să caute roșii, ocazie cu care au început să apară și roșiile cu țugui. Vechea controversă, sunt roșiile cu țugui roșii adevărate sau sunt șmecherite? Who cares? Da, și asta este, până la urmă... Atâta vreme cât sunt bune? Da, gustoase. Dar s-a activat și domnul Daia, care a avertizat că agricultorii care folosesc îngrășăminte de alea nasoale... Ce, îi bate la palmă? O să vadă ei ce o să pățească, pentru că lucrurile nu vor fi lăsate așa. Ok. Știți cum zice domnul Daia? Și toată lumea e, mamă, intervine domnul Daia. Bravo. Nu știm ce o să se întâmple, e foarte greu cu roșiile astea. Nu știm, nene, e foarte complicat. Am văzut o știre recentă, spunea că au fost identificați doi fermieri din Buzău care vindeau roșii stropite cu substanțe ilegale. Și ei le vindeau nenorociții ca fiind roșii bio. Așa că s-a pornit din nou căutarea unei soluții. Cum aflăm dacă roșia respectivă e injectată cu chimicale sau nu? Și există un domn horticultor pe care îl cheamă Costel Vânătorul, în loc să-l cheme legumicultorul. Deci Costel Vânătorul spune așa, în adevăr, dânsul este un cercetător de top. Dânsul a avertizat cu mulți ani în urmă despre fenomenul tomatelor toxice care sunt vândute în piețe și supermarketuri. Este directorul Băncii de Resurse Genetice Vegetale Buzău și spune că roșiile tratate cu chimicale au unele semne care le pot da de gol. Deci, așa, roșiile cu moț mare, deci nu așa un pic de moț, cu moț mare, care pe deasupra au o fermitate neobișnuită, adică sunt tari ca pruna crudă. Da. Și au și cep tare, lemnos, adică pe unde la codiță, pe acolo, alea sunt suspecte. Sunt susceptibile de a fi neconforme. Cu toate acestea, recunoaște domnul vânătorul, sunt foarte bune. Dovezile se obțin foarte greu. Deci dovada că o roșie a fost tratată cu produs de coacere rapidă, foarte greu. Iată ce, îl citez. Laboratorul, spune domnul vânătorul legumicultor, horticultor, laboratorul poate să certifice dacă a fost folosit un stimulant. Noi ne putem da cu părerea având aceste indicii. Deci sunt dovezi circumstanțiale, cum ar veni. Faptul că avem un fruct foarte ferm, foarte tare, pe urmă, că nu are semințe, că are un cep puternic, lemnos, dar acestea pot fi și caracteristici de soi. Și să facem greșeala, să credem că s-a folosit o stimulant. Deci suntem în pătrățica zero. Ce vrăjeală, să am pe cuvânt. Adică mai avem un pic și ajungem pe luna și noi nu putem dovedi că o roșie e pe bune sau nu? Da. Trebuie făcută analiză în laborator. Se face trasabilitatea producției, probabil spectrografie și așa mai departe. Dar cum să se poarte așa cu noi, domnul vânător? Ne spune, deci uitați-vă la alea cu țugui, cu cep tare lemnos, care sunt prea tari, care nu știu ce. Alea sunt suspecte. Dar pot fi și nesuspecte. Toate beneficiază de prezumția de nevinovăție. Da. Țugui, azi mă duc, acum, în 20 de minute am plecat. Da. Și mă duc direct în obor să-mi iau roșii cu țugui, roșii cu țugui și telemea proaspătă. Da, ești tu de Sibiu și niște cartofi noi dacă or fi apărut. Că auzi, ai mâncat zilele astea roșii de astea? Că de ești tu nasol la testele alea. Nu, n-am mâncat, dar tocmai mi-e poftă, îmi plac mult. Noi ne uităm după Mac și tu... Și el are ceva cu roșii. Ei de asta de coacere, te-ai împlinit, te-ai copt. Țugui or not țugui. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.